Suntem în Buzău și am venit să o cunoaștem pe Andreea Rea. Sunt tare curios. Bună! Bună! Ce faci? Intră, te rog, poftește. Bine, tu? Bine, îmi pare bine. Andreea, îmi pare foarte bine că te văd. Din păcate nu putem să ne îmbrățișăm, că te-aș îmbrățișa. Ești foarte frumoasă, foarte frumoasă și mirobolantă ca de obicei. În momentul în care am deschis ușa, sincer, pe lângă faptul că aveam foarte mari emoții și nu mă așteptam să o văd în momentul respectiv, am simțit exact ce simt când îmi văd cea mai bună prietenă. Exact același feeling. O grămadă de haine și accesorii. Da, sunt pasionată. Nu știu de ce am senzația că este doar un sfert din ce ai, de fapt. Cu siguranță este doar un sfert, și, pentru că și nu aveam spațiu. Ce este expus aici este expus pentru că tu ai considerat că asta vrei să ne arăți? Nu neapărat. Eu iubesc toate hainele. Adică... Serios? Da, fiecare hăinuță. Dar am scos într-adevăr mai mult rochițe, ce port de obicei. Bun, păi hai să vorbim puțin. Arată în primul rând care este piesa ta preferată de aici. Știu că ai spus nu verde, dar am spus pentru culoare. Stai liniștită. Piesa mea preferată de aici, spre exemplu, îmi place acest costumaj foarte tare. Cred că pot să te rescot pe toate. Hai, arată-mi una. Așa. Care îți place pentru că? Pentru că este colorat. Eu sunt o persoană pozitivă și îmi place să mă îmbrac colorat. Mi se pare că dacă te îmbraci numai bej cu bej cu bej cu bej, devii ceva trist, nu știu, monoton. Și urăsc griu. Urăști griul. Nu-mi place. Bună, sunt Andreea, am 31 de ani, sunt din Buzău, ca profesie sunt make-up artist și sunt transgender. Încă de la o vârstă fragedă mi-am dat seama că... Adică mi-am dat seama, mă simțeam fată. În niciun caz, niciodată nu m-am simțit băiat. Îmi plăceau, făceam lucruri femeiești natural, îmi veneau natural, gen mă jucam cu trusa mamei de farduri, îmi puneam un prosop în cap ca să cred că am părul lung și mi-l dădeam după ureche. Mă îmbrăcam cu rochiile mamei, mă încălțam cu papucii cu toca ai mamei, m-am jucat cu păpușile mai toată copilăria, am fost fană păpuși Barbie. Părinților le-am spus când aveam 19 ani, prima dată i-am spus tatălui, iar tatăl meu când a auzit mi-a spus că și-a dat seama încă de cum am pășit prima dată, doar că a așteptat ca eu să mă maturizez și să-i spun eu lucrul ăsta, nu să-mi spună el sau să mă întrebe el. În principiu tata a avut o reacție foarte ok și foarte normală, pentru care îi mulțumesc din suflet. Ia să vedem. Mamă, dar nu este ca și când nu îți place să faci shopping. Da. E o greșeală că fac shopping compulsiv. Adică pentru mine e terapie în general. Sunt mereu foarte încântată să cunosc persoane care depășesc anumite obstacole în viață și care fac asta cu fruntea sus. Și în plus de asta chiar vreau să o cunosc, pentru că ea este una dintre persoanele care s-au înscris pentru postul de asistentă inițial și aș vrea să o cunosc mai bine. Ea nu știe, dar este în studiu de caz încă pentru această poziție. Inimia. Ia, arată-mi tu ce e. Nu știu, eu sunt curioasă că m-am... Nu știu cum azi? Ba da, știu ce comand, dar nu le-am văzut. N-am apucat să deschid. Astăzi a venit, până să veniți. A, sunt foarte cute. Da, nu? Da! Arătăm așa și... Chiloțeile. Foarte nice. Deci aici ai vreo 6-7 seturi? Da. Mie mi se pare foarte interesant câtă atenție acordă lingeriei. Sunt foarte multe femei care nu fac asta și cred că ar trebui să se învețe din lucrul ăsta ceva. Pentru că este extrem de important și ce porți pe sub haine, nu doar hainele pe care le îmbraci. Întotdeauna ai avut așa, adică ești destul de înaltă. Tot mâna pantofiște nu mi se par 39 absolut deloc. Ai un picior foarte mic. Sunt 39. Ai un picior foarte mic. Da. Nu știu, am avut noroc. Să îți spun sincer, pentru că eu nu m-am născut așa cum mă vezi acum.
M-am născut băiețel. Andrei? Andrei. M-am născut Andrei, da. Este chiar numele tău Andreea, e din Andrei? Da, da, da. Ok, da. Foarte cool, mi se pare. Mulțumesc. Da, și a fost un drum foarte greu și lung. Eu am avut un moment de cumpănă. La un moment dat, nemai suportând tot ce mi se întâmpla în viață, am vrut să iau o decizie greșită și să plec din lumea asta. Întâmplarea a făcut că ce am vrut eu să fac, nu a existat nimic în sticla respectivă care să îmi facă rău, nici măcar un strop. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu a fost, ca și cum mi-ar fi luat sticla de la gură și a zis: nu, tu nu trebuie să faci o astfel de prostie, tu trebuie să stai aici, că eu am lucruri de făcut cu tine și pentru tine. Și drept dovadă, după tot episodul ăsta, lucruri frumoase s-au întâmplat în viața mea. Și eram în fața blocului meu, îmi făceam unghiile cu cariocile colorate și un grup de fete mai mari, da, un grup de fete mai mari au venit și îmi spuneau: dar de ce îți faci unghiile, că ești băiețel? Și eu le spuneam: nu, păi mă cheamă Andreea. Păi nu, că noi știm că te cheamă Andrei. Nu, eu sunt Andreea. Am avut un mare noroc de prieteni. Am avut prieteni care să mă înțeleagă și le mulțumesc enorm pe această cale. Dar în schimb au fost prea mulți care m-au judecat. Imaginează-ți că am fost, nu era zi din viața mea să nu fiu nu știu dacă e ok, să nu fiu jignită, să nu fiu scuipată, să nu fiu bătută. De când mi-am făcut transformarea și lumea nu m-a mai văzut nici, ci doar m-a luat ca atare femeie, n-am mai avut probleme, nu m-am mai confruntat cu probleme. În schimb, înainte, am trecut prin iad, ca să zic așa. Tu ce lucrezi, Andreea? Make-up artist. Și înainte? Și hair stylist. Înainte am avut diferite joburi, pentru că am avut o situație mai specială în familie. Mama a plecat când aveam 14 ani în Spania. Și nu s-a mai întors niciodată. Mă tem că este o problemă pe care au avut-o mulți copii. De la noi, a fost o întreagă generație. Da, da. Mama n-a avut întocmai o reacție normală, zic eu, pentru că a început să-mi zică că m-am îmbolnăvit cu capul, că sufăr de ceva, că să mă duc la doctor, că îi fac de rușine. Lucru care m-a durut foarte tare, pentru că eu niciodată nu mi-am dorit să-mi fac părinții sau familia de rușine în niciun caz. Dacă ar fi să mă întâlnesc cu ea, aș ierta-o și aș vrea să fie înapoi mama care era și care mi-a lipsit tot timpul și mi-am dorit mereu. Nu cred că aș întreba-o nimic, doar aș vrea să-i zic că sângele apă nu se face și indiferent cât de greu mi-a fost fără ea și cât rău mi-a făcut, nu știu dacă voit sau nevoit, eu tot o iubesc. E mama mea, orice ar fi, și nu i-am dorit niciodată rău sau nici nu pot să mă gândesc vreodată că n-ar mai fi. Dar voi vorbiți? Vorbim, pentru că până la urmă e mama. Adică orice ar fi, e mama, sunt sânge din sângele ei. Am înțeles, da. Să înțeleg că tu ai inițiat aceste legături. Da, eu am vrut să păstrez legătura cu ea, deși nu judec. Adică, oricum, experiența cu ea pe mine m-a maturizat foarte mult și datorită acestei experiențe sunt omul care sunt în ziua de azi. Și sunt un om bun. Mi se pare fantastic faptul că Andreea nu judecă mama. Este într-un fel corect să nu faci asta, nu poți să-ți judeci niciodată părinții, dar mi se pare imposibil de greu să ai puterea să nu o faci. Acum vreau să-mi arăți un item pe care tu vrei să-l includem în ținuta ta. Aceste le aleg. Ok, bun. Întâmplător ne și plac foarte mult. Super! Așa, și acum alegem, te rog, un item pe care nu l-ai vrea niciodată inclus în ținuta ta. Asta cu siguranță. N-ai vreau? Nu. Ok, bun. Și acum voi alege eu un item. Ok.
Și vom alege ceva de aici. Hai, ajută-mă să le desfac ca să mă uit mai atent la ele. Andreea, tu! Ia, să vedem. Nu știu dacă mi-a neapărat bine în albastru, dar am încercat. Nu. Nici în culoarea aia, nu știu dacă mi-a bine, nu prea am haine portocalii. N-ai înțeles. Oranj. Eu trebuie să aleg, nu tu. Ah, ok. Acesta este. Ala? Da! Really? Really! Bun. Acestea sunt itemurile alese. Ia să vedem.